Domnul Vlad Oipa. Zic Oipa, nu mai zic de Vlad Gheorghe, pentru că o reprezentați una din organizațiile profesionale foarte importante din România. Oipa are generate 7 proiecte la nivel țări terțe pentru promovarea produsului autohton. Cifra lor, nu vă ascund, este undeva la 27 de milioane până în 2025 proiectele care le are Oipa. Și de ce spun lucrul ăsta? Nu ca și o fală sau altul. Este o mândrie a României că o organizație interprofesională a reușit să deruleze în țări terțe ca inclusiv Rusia, Japonia, Coreea, Singapore, Malaezia, Dubai, Statele Unite. Deci avem în suficiente state în care am luat cu noi la oaltă fermieri din toate domeniile, de la legume, fructe și conserve, la târguri, exact cum este acesta organizat, pentru a promova produsul și a obține relații. Avem contracte. În ce constau aceste legături cu țările pe care le-ați enumerat? Avem contracte cu Malaezia mai nou acum. Ce contracte? În ce constau ele? Mărul și pruna, pentru că perioada de perisabilitate trebuie să fie a fructelor sau legumelor mai mare. E vorba de distanța dintre România și țara respectivă. Însă avem contracte și cu Germania și Franța, că le-am legat la târgurile care au fost, prin alți antreprenori ai lor care au fost prezenți la alte târguri, inclusiv Polonia de la noi ia măr. Astăzi avem o discuție și e purtată la nivel de Voinești acolo, pentru că au fabricile de procesare la capacități mai mari. Dar legumele și conservele merg astăzi pe țări care nici n-am visat niciodată că România poate furniza. E un segment mai mic pentru că nu avem ambalaj. Și aici, când spun lucrul ăsta, mă refer la sticlă. România nu mai are nicio fabrică de sticlă. Din păcate. Din păcate. Ceea ce este foarte grav este că transportul ne îngroapă, că noi astăzi când discutăm, borcanul transportăm aer. Deci într-un tir din ăsta mare intră undeva la 4.000 de borcane. Imaginați-vă că de la 67 de bani a ajuns la 1,67 lei costul unui borcan de 800 de grame care îl folosim la bulion. Toate aceste aspecte le-am contorizat. Sper că în următoarea perioadă, la prima sesiune pentru procesare sau astea, să deschidem o fabrică specific pentru conserve. De ce spun lucrul ăsta? România este dependentă de ambalajul acesta. Nu are nici ambalaj de tablă, este practic o presă la care odată pornită, ea nu mai poate fi oprită. Nu trebuie oprită, trebuie să asigurate 4 schimburi, să lucrează undeva la 4-5 ore pe schimb, pentru că sunt temperaturile foarte ridicate. Iar costurile se duc peste 150 de milioane de euro la unei fabrici din astea. Când spun lucrul ăsta, toată lumea e temătoare de sumă. Nu, ea se compensează și se amortizează în foarte scurt timp. De ce? Sunt 23 de fabrici astăzi în România, super dotate, în care s-au cheltuit câteva sute de milioane pe proiecte europene, oamenii și le-au modernizat, astăzi sunt în situația falimentării datorită costurilor la energie și a lipsei borcanului de sticlă. Sunt lucruri care, cu tristețe o spun, iar aspectul OIPA la nivel național, sectorul de legume este dezastros, avem în scădere suprafețele, contorizăm 40.000 de hectare, din undeva la 250.000, cât trebuie să avem un necesar de consum propriu. Livezile tinere făcute pe proiecte europene sunt 3.400 de hectare. Imaginați-vă că România îi trebuia pe sectorul horticol undeva la 500.000 de hectare, că e legume sau fructe, cultură în câmp sau spații protejate. Nu vreau să le pun pe sortiment, de ce spun asta? Indiferent de specificul zonei, lumea a fost și s-a updatat. Că face un solar, e cultură protejată, face un tunel sau căpșunul, că astăzi a intrat și el, fructele de pădure care sunt un sortiment binevenit, livezile am ajuns să le protejăm, că schimbările climatice ne-au cam obligat să facem asta. Avem plasa antigrindină, avem folie antiploaie la cireș, livezile de cireș, ca să nu se crape. Dar, în general, suntem modernizați. Când spun lucrul ăsta, intră și micul producător, pentru că s-au accesat foarte multe proiecte în spații protejate pe tânăr fermier și și-au făcut construcții metalice care, astăzi, la târg, am purtat discuție cu Agra, am reușit să semnez cu ei și săptămâna viitoare o să-l finalizăm, un protocol și un contract ferm pentru asigurări în sectorul horticol. Noi am fost cei mai oropsiți, nu suntem cenușăreasa. Cenușăreasa este o sintagmă bună, dar suntem mai rău decât cenușăreasa. Suntem cenușa agriculturii. Niciodată nu s-a investit în sectorul horticol. De ce spun asta? Pentru că noi avem măsură de mediu. Indiferent ce spune, indiferent
Bruxelles sau ce regulamente vor ei să ne spună, horticultura este măsură de mediu. Noi irigăm, facem circulația apei în natură, plantele care punem 3-4 generații într-un an agricol, salata, 5 culturi, imaginați-vă cât oxigen produce ea și nu suntem bonusați absolut cu nimic. Spre exemplu, țăranul Vlad la 3500 de metri, imaginați-vă undeva la 70.000 de plante, 80.000 de plante, care la 5 cicluri cât oxigen produc eu și nu-mi dă nimeni niciun fel de bonusare înapoi, pentru că eu lucrez cu natura. Și eu am o vorba mea, dacă lucrăm terenul, întreținem natura. Este logic, pentru că din natură ne-am hrănit. Iar astăzi, când discutăm măsurile ecologice, tot ce ne ecocondiționalitatea, sunt absurde. Avem atâta vegetație în delta, atâtea zmârcuri, mlăștinișuri, pășunile, pădurile. România are undeva la 4 milioane de pășuni și fânețe fără probleme și nu ne trebuie ecocondiționalitate. Da, așa este. Ați vorbit de relațiile pe care le aveți cu multe state, suprafața în scădere de legume și fructe și totuși producția, cum o valorificați? Cum reușiți, mai mult mă interesează, cum reușiți să intrați pe marile lanțuri de magazine, pentru că știu că acolo sunt ceva probleme. Am să vă spun puțin mai voalat, pentru a nu-i pune în gardă. Ei sunt într-o sicopă și într-o degingoladă foarte mare, marile rețele. Brandurile proprii ale lor, care țin la ele și cum ținem și noi la România și le pusesem legea 3.2.1, care ne-au abrogat-o și ne-au lucrat, se întoarce ca un bumerang împotriva lor. Brandurile proprii nu o să se poată să mai și le mențină datorită costurilor pe transport. Iar ca aspect relaționist, nouă astăzi ne convine, ne plătesc prețurile care le dictăm noi, suntem în poziția în care dacă vrem ne retragem de la raft și ei nu suportă lucrul ăsta, din contră, vin și lucrează cam în concordanță cu noi pe aspectele flexibile la care le impunem noi. Deci marketurile nu sunt în poziția astăzi să nu ne primească. Da, e un lucru bun până la urmă pentru fermierii noștri, pentru producătorii români, pentru că ani de zile, până la urmă, lanțurile de magazine au cam jucat prețurile în defavoarea fermierilor. Jocul tot timpul are, că ăsta este, pe goluri. Odată câștigă unii, cealaltă parte după aceea. Însă, la aspectul actual astăzi, suntem în poziția în care negociem noi, nu mai ne sunt impuse prețuri. Și când spun lucrul ăsta, știu foarte bine cei cooperativele care aprovizionează marketurile, apreciez câteva lanțuri dintre ele, unele mari, unele mai mici, dar sunt cu total deschidere. Cele mari care au fost primele inițial începute, la ele este o sincopă, nu lucrăm cu ele pentru că nu plătesc cât trebuie. S-a lucrat la un preț tot timpul mai jos defavorabil producătorului, din aspectul de a avea multitudine și cantități mari de producție. Astăzi, la nivel internațional, suferim de producție toată lumea, nu numai România. Iar producția în sectorul horticol este un avantaj astăzi. Câte județe sunt cuprinse în această organizație? Deci la sectorul de solari, spații protejate, avem undeva la 131 de membri, majoritatea fiind o medie la un hectar cultură protejată pe care o au ei, inclusiv serele care sunt în vechea structură de funcționează. La Liveze avem partea de Transilvania, sunt 33 de membri. Avem pe partea de Moldova, ca așa este Asociația Fructe Moldova, undeva la 26 de membri. Sunt livezile noi moderne, undeva la vreo 1000 de hectare, ca și contorizare. Avem organizația de ciuperci, 11 producători care sunt realmente înscriși, vreo 8 mai produc, pentru că la noi ne-a acaparat piața Ungariei și nu e nimic de ascuns. Nu s-a dorit ca ciuperca românească să fie etalată. Am pierdut 2 fabrici mari de compost pe fonduri europene datorită aspectului cu invazia Ungariei. Mai avem cea care este Rom Conservul, 23 de fabrici, 13 lucrează la capacitate de 80%, 6 dintre ele cu tristețe vor închide până la decembrie, datorită aspectului că acum a venit retroactiv pe 9 luni în urmă să plătească energia, că au depășit numărul de 240 de salariați și au 324. Oamenii s-au încadrat în acele și acum, din urmă, nu e nimic de ascuns, una dintre ele are 3 miliarde 650 de lei de plată pe 9 luni în spate, ceea ce nu este normal. Dar asta sper să le soluționăm, să nu-i blocăm astăzi când discutăm. Dar o IPA poate să asigure la nivel de conservă, pentru că România trăiește în aspectele astea, undeva la 2 milioane de tone pentru a fi prelucrate. Lucrăm undeva la decât 100.000 de tone, este rușinos, dar asta e situația.
Suntem în poziția în care putem să luăm materie primă din afară, n-am dorit aspectul ăsta și sper ca anul agricol următor, cu acordul Ministerului, să semnăm un contract ferm, pentru că noi avem acel acord interprofesional și am să-l semnez cu Ministerul Agriculturii ca producția autohtonă de legume fructe să nu mai fie aruncată la gunoi sub aspectul care a fost implementat de aceste tot supermarketuri. Noi nu avem excedent de producție. Acele câteva imagini cu țăranul care aruncă sunt izolate, plătite foarte bine, dar, mă repet, nu putem asigura necesarul de consum al României astăzi când discutăm.